16 angajați ai Complexului Energetic Oltenia, membri ai Sindicatului Mine Energie Oltenia, au intrat astăzi în greva foamei. Deși mai sunt câteva zile până la Crăciun, protestatarii susțin că acesta este singurul mod în care pot atrage atenția. Guvernul încă nu a aprobat rectificarea bugetară, iar angajații pot pierde până la 800 de lei la salariul din decembrie. Vom acționa în consecință. Am mai fost tot acum aproximativ o lună, trei săptămâni, o lună, o întâlnire cu domnul ministru Grigorescu, în care angajamente ferme, în care totuși n-am avut încredere, pentru că de-a lungul timpului ne-a obișnuit numai să posteze fel și fel de lucruri pe pagina de Facebook și în plan practic nu s-a realizat absolut nimic. Am stat, am așteptat, știți foarte bine, săptămâna trecută, pe data de 12, a fost acea adunare generală a acționarilor, care efectiv a luat cunoștință și a aprobat planul de restructurare cu cei 800 de salariați pe anul 2016. Oamenii susțin că nu vor pleca din fața companiei până când nu vor primi asigurări că rectificarea va fi aprobată. Nu vom pleca de aici până nu avea un răspuns pozitiv care să ne dea încredere că se va rezolva această rectificare de buget. Directorii de aici v-au întrebat de ce protestați? Ne-au întrebat, le-am spus și același lucru și ei își doresc ca și noi rectificarea. Cred că nu au nimic împotrivă dacă această rectificare se va face. Vă puneți din nou sănătatea în pericol. Da, așa este, dar nu avem alte soluții. Avem căile sindicale, acestea sunt dialogul, protestul în stradă sau cel mai grav formă de protest, care este greva foamei. Ce v-a spus familia când ați plecat de dimineață și a spus că mergeți în greva foamei înainte de sărbători câteva zile? După cum știți dumneavoastră, e a doua oară care intru în greva foamei. Vă spun sincer și cu mâna pe inimă vă spun, mă simt și m-am simțit foarte rău. Sunt bolnav cu inima, dar am zis pentru colegi, pentru această companie, care ne dorim cu toții, la nivel de județul Gorj și Oltenia și țară, să reziște. Nu unii dintre noi români, care cred eu că nu sunt români, dacă își doresc moartea acestei companii. Directorii din Complexul Energetic Oltenia au discutat cu protestatarii, însă nu i-au convins să renunțe. Aceștia le-au explicat că toate frâiele sunt la minister. Pentru Gheorghe Peptan este a treia oară când intră în greva foamei în acest an. Sunt convins că vom, prin lupta sindicală care o dobândim, să obținem rectificarea de buget, care afectează normal, vizibil, toți salariații, pierderi de 700-800 de lei. Chiar mai mult și se preconizează, așa cum știe și mass media, să pierdă încă vreo 3-4 mii de locuri de muncă. La discuție a fost și Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. El i-a sfătuit pe oameni să nu-și pună sănătatea în pericol, mai ales că temperaturile sunt scăzute, iar cei mai mulți dintre protestatari au probleme medicale. I-am rugat să gândească bine dacă acțiunea lor se aducă atingerea sănătății lor. Mi-au spus că sunt hotărât să stea în greva foamei până în momentul pentru că actualul guvern și actualul ministru energiei i-au mințit, i-au amânat lună de lună cu rectificarea bugetară. Eu sper, având în vedere că este în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern privind rectificarea, ca miercuri să fie adoptat. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Energiei, rectificarea bugetară pentru Complexul Energetic Oltenia este pe ordinea de zi a ședinței de miercuri și va fi aprobată, astfel că oamenii își vor primi toate drepturile. Iarna care vine se anunță cu alte proteste, însă pentru că minerii vor salarii mai mari. Nu au primit bani în plus de aproape 8 ani și vor cere acest lucru anul viitor la renegocierea contractului colectiv de muncă.